Sunt Anca Bătaie și sunt Business Development Manager la CV30. Ce presupune ce faci? Presupune să vând și să coordonez activitatea echipei de sales. Aduc clienți noi și am grijă ca obiectivele de sales să fie îndeplinite atât de mine cât și de echipa mea. Care a fost drumul tău profesional până aici? Am început imediat după facultate, habar n-aveam de niciunele și nu numai că nu știam, dar nici nu-mi închipuiam că aș ajunge vreodată în postura în care să cer cuiva bani. Am pornit la drum cu foarte multe prejudecăți și legate de mine și legate de activitatea în sine. Departamentul de sales este un departament care te trece prin destul de multe aspecte legate de business, te învață produsul, te învață să ai răbdare, te învață un pic de negociere, un pic de pricing, strategie, social skills, PR, un pic de legal, dar cel mai important, te învață să nu te judeci după neajunsuri și să joci cu ce ai, fiind ceea ce ești. Când ți-a fost cel mai greu în carieră și de ce? Primele experiențe, să le zicem, inadecvate din tot ceea ce presupune activitatea mea. Aici mă refer la primele cold calls, primele negocieri, primul client care îți caută nod în papură fără să aibă un motiv real, primul client căruia chiar i-am greșit, primul client care se retrage peste noapte pentru că, nu știu, s-au decis să nu mai aloce buget într-o anumită direcție, primele divergențe pe care le-am avut cu echipa, cu șeful, primul target neatins și, practic, toate aceste lucruri nu m-au dus neapărat într-o zonă în care să fiu total devastată, să fie niște, nu știu, greșeli ireparabile, însă m-au împins să fac câteva salturi emoționale, câteva shift-uri în percepție, câteva schimbări de mindset care, în teorie, practic sunt cele care te aduc mai aproape de ceea ce îți dorești și sunt foarte eficiente, însă în practică toate etapele intermediare prin care treci până acolo te fac doar să strângi din dinți și să stai. Ce lecție de viață ai rămas din activitatea profesională? Am învățat că nu sunt în voia sorții și că am puterea să fac lucrurile așa cum vreau eu. Apoi am învățat că dacă mă îndrăjesc prea tare să fac lucrurile numai cum vreau eu ceva, la un moment dat o să-mi explodeze în față. Așa că, până la urmă, lecția este că viața merge optim atunci când îmi știu direcția, dar nu forțez cârma și am grijă să-mi mențin și rațiunea și emoțiile în tandem. Încotro te îndrepți? Mi-e clar că nu o să ies prea repede din vânzări și că echipa alături de care am ocazia să-mi exersez aceste skill-uri este ceea ce mă face să fiu recunoscătoare cel puțin o dată la 3 zile. Că am ocazia să fac ce-mi place, alături de oameni cu care lucrez cod la cod eficient, alături de oameni de la care am ce învăța, pe care îi respect, cu care am crescut și cu care am inovat. Am libertatea să explorez orice ajută la creșterea echipei sau a mea la nivel individual, ceea ce îmi lasă loc de specializări multiple și îmi dă și subiecte de debate-uri aprinse în intern. Îmi închipui că o să continuăm multă vreme în aceeași formulă, probabil parte din vânzări se vor muta în mediul online și o să am ocazia să coordonez 1, 2, 3 birouri CV30 în afara țării. Ce sfat ai da dacă ai fi din nou la început de carieră? Mi-aș explica că în absolut orice demers pot să-mi las propria amprentă și ăsta este un lucru care mă ajută să mă bucur de joc și nu neapărat să mă evaluez după premiu sau lipsa lui. Și mi-a spune să fiu mai curajoasă mai repede.